Hei, ce faceți, spectatori? Eu sunt Robert Baca. Astăzi fac un video foarte educațional. Nu e un tutorial la cum arată, nu e nimica, ci mai mult o alegere. Pentru că eu nu v-am adus seria aia, Aventurile lui Robert Baca. Și am decis mai bine. Deci, n-am postat niciun video până astăzi pentru că am vrut să lucrez pentru acest video, pentru să mă ocup de o serie mai interesantă. Pentru că Hexit, Take It Light, Take It Classic, deci Pixelmon, Hackmine, chestii din astea. Vreau să vă întreb, o să facem la votare chestia asta, mă scuzați că vorbeam puțin mai încet, dar acum vorbesc mai bine. Nu vreau să facem chestia asta. O să votăm ce serie va fi între Take It Space, Hexit, va fi Take It Classic sau Diamond Dimensions. Acum o să intrăm. Get mod packs. Diamond Dimensions. Poate n-ați auzit de acest mod pack, dar e super șmecher. Vă spun eu. E super mega extra șmecher. Eu n-am făcut chestia asta până să nu ziceți voi. Că vreau să votez. Uitați, Diamond Dimensions. Acum, copii. Mă scuzați că nu l-am adăugat încă. Dar introducem acum. Ce ai de nu merge acum? Așa. Mă scuzați pe calculator, nu merge atât de bine, dar în rest merge excelent. Că mă gândeam să fac pe laptop seria asta. Aoleu. Ok, bine. Asta vorbim mai târziu. Deci, am spus Take It Space, Take It Classic, Hexit sau Diamond Dimensions. Dacă nu ați auzit de Diamond Dimensions sau Take It Space, bine, Take It Space e cam clar ce va fi cu nave spațiale și chestii din astea. Diamond Dimensions este creat de un YouTuber pe nume The Diamond Minecraft. Ceea ce mi se pare destul de mișto. Pentru că aduce foarte multe moduri și creează foarte multe mod pack-uri și face o serie din asta de Diamond Dimensions. Și vreau să vă arăt ce moduri ar cam adăuga. Biblecraft, My People mod, Dungeon Pack, Battle Towers, Grimmon of Gala 2, 3 Decapitator, Extended Fun Pack, Primitive Mod Fan Pack, Familiars Fan Pack, Cubebots Camping Mod, Alem Desert Dimension, Entrance Portal, Jamie Furniture, Raze Minimap, Grave Stores, More Swords, Flay, dar să mă scuzați că nu văd bine că sunt la distanță de monitor. Damage Indicator, Underground Biomes, Not Enough Items și Eternal Frost. Not Enough Items, cred că știți ce e asta. E un gentleman items, dar va aduce mai multe chestii în plus. Eu o să bag, o să fie cam la toate acesta Not Enough Items, pentru toate modpack-urile, pentru că vreau să mă interesez pe mine cum se craftează acele obiecte. Și da, voi decideți, vă dau și un link în descriere unde să faceți chestia asta, unde să dați vote și chestii din astea. Sau, cred că o să facem comentarii, vreau să văd dacă mi iese chestia asta. Pentru că, da, aș vrea mie să-mi iasă chestia asta. Și vreau neapărat să votați. Take It, Diamond Dimensions, Hexit sau Take It Space.
Am presimțirea că nu știu, dar cred că Hexix sau Tech Space o să câștige cu siguranță, pentru că, nu știu, pentru că Tech Space e mai interesant, e mai nou față de celelalte și cred că de asta o să facem serie. Nu știu, am presimțirea mereu că Tech Space o să câștige. Da, și dacă vă interesează acest modpack, o să facem un review într-o zi. Cum să instalăm sau chestii din astea. De tot ce vreau să fac, am nevoie de niște comentarii să spuneți, vreau să îmi bag modpack-uri sau chestii din astea, arată-mi și mie, dă-mi și mie modpack-uri. O să fac într-o zi un tutorial cum să vi-l dau la dați. Pentru că e super șmecher, adică poți să scrieți propriul tău modpack pe site-ul ăsta, numai că trebuie să-ți faci cont. Am și eu cont, dar nu m-am băgat încă. Da, cam asta a fost o video, nu uitați să votați neapărat și nu vreau ca să iasă un câștigător, o să continuăm seria pe chestia aia. Probabil o să fac seria asta pe laptop dacă o să-mi bag frapsul pe el, că îmi trebuie varianta full crăpuită și am un prieten care poate să mi-l dea. Dar deocamdată n-a fost on, are niște treabă și da, bine, asta a fost tot, like și mă gândeam să facem așa până de final, să spunem cine se abonează o să devină un baca a doua generație. Pentru că prima generație e doar unul, dar al doilea sunt eu. Și cine se abonează va deveni un baca ca mine. Și dacă vreți Hunger Games, chestii din astea, și vreți să jucați cu mine, în primul rând vă cam trebuie contul premium, pentru că eu insist foarte mult pe serverele cu cont premium, pentru că ele au mai multe, băgat super multe chestii care poți face Hunger Games serii mai ca lumea, cu alte moduri, cu cine știe ce e. Da, bine, asta a fost tot. Nu uitați să vă abonați, subscribe, like și ciao, ciao, bye, bye. Stai. Care e recording button? Hei, cred că am uitat numerele.